Yeni kand loke bat si anta de kiryatka lo becha unika buyimle kavotai ve lo em ani abengina izarare am mefuzar ze alpayim al pnei tevel bati biyachad im ish והוא בניחה למנו ודרכו איינה להיקרא ביתך ואף להיות לך כזאת ומרצות אני משתעפת לעמך ישראל בואית N-am venit ca fica ta, răscolită de chelă și de domnul străbune, să rodesc precursara, apărând sămânța neamului, răzvețit de milenii între toate zările lumii. Am venit alături de un cop și acesta ție fiu. Pentru el și prin el, fică a ta, îndrăznesc să mă chem și să fiu. Și mă alătur voit de neamul tău, Israel. Bun găsit, prietenilor Institutului Cultural Român Tel Aviv, la această ediție Portret de autor dedicată scriitoarei Maria Căitan Moses. Este o bucurie să avem o scriitoare născută în Basarabia, care a trăit la București și acum trăiește în Israel de destui ani, o scriitoare nonagenară, ca să zic așa, emblematică pentru lumea culturală și literară de aici, din Israel, cei care vorbesc și scriu în limba română. Doamna Maria Găitan Moses, întâi și întâi vă mulțumesc că ați venit la noi, la Institutul Cultural Român. Limba română a fost numitorul comun al vieții dumneavoastră? Da. Limba română, pe care o întregim cu toții, că este limba de la moși strămoși. Câți ani aveați când ați plecat din Basarabia? Din Basarabia, când am plecat, avea 14 ani. Împliniți. Am plecat fără voia mea, nevoită datorită războiului. Războiul ne-a împrăștiat în lume pe toți copiii care au fost în familia noastră. Și ați ajuns la București, în momentul dramatic, în momentul complicat, în acel 23 august 1944, și ați trăit toată perioada de după război la București cu dificultăți, bineînțeles. Știu toate astea și din interviurile frumoase pe care dumneavoastră le-ați dat în general revistelor de limba română și revistelor și site-urilor din România. Totuși, cu toate greutățile, tinerețe și ați fost și bucuroasă în perioada aceea. Atunci ați făcut școala pedagogică, nu? Sunteți învățătoare, de fapt. Da. Deci ați iubit copiii totdeauna. Da. Am început școala, primul an de școală pedagogică l-am făcut la Chișinău. Doar o singură an și acela ne terminat cu mine, tot din cauza războiului. Școala s-a refugiat cu toată documentația care a avut-o și cu toată zestrea internatului în București. De restul de școală l-am făcut la București, pentru că eu eram considerată orfană de război. Ați intrat treptat în viața, ca să zic așa, activă, ați fost învățătoare și spuneți-mi, cum a venit povestea asta cu scrisul? Când v-ați dat seama că iubiți scrisul, că puteți să scrieți? La drept cuvânt, n-am visat niciodată că am să scriu. Pentru că copilăria mea a fost cu totul altă. Am fost într-un sat, acolo viața satului este cu totul altă de oraș. În Vărzărești, în Vărzărești, noi.
foarte frumos. A venit povestea cu războiul. Ei toți au crezut că noi trebuie să învățăm și, în adevăr, toți am început să învățăm. Fratele Mare mi-a dat ajutorul, cel mai prețios. Și așa am ajuns să fac școala pedagogică. În perioada aceea am început să mă gândesc la baba. Am început să scriu așa, dintr-un impuls a fost. A venit un concurs pentru dat de revista elevilor și a fost trimisă, obligată să scriu o poezie, să mă reprezentăm și noi la concurs. Am scris o poezie, a trimis-o, așa era obligația noastră. Și poezia, până la urmă, s-a bucurat și de succes. A primit o mențiune. După ce am terminat școala, am plecat în învățământ. În învățământ a trebuit să fac materiale didactice, în special povestiri pentru copii și am continuat. Deci era o necesitate de a scrie. Dar cum ați fost găsită și dusă la școala de literatură? La școala, fiind la Livedea, la o gospodărie colectivă, care era pe atunci, știu eu, modelul pentru socializarea agriculturii, am devenit acolo într-un an unde se muncea la fel pe brânci. Și după ce au început rezultatele, bineînțeles, propaganda era în floare. Au început să vină delegații, scriitori, pictori, oameni de artă, gazetari, tot, ca să facă propaganda. Iar Veronica Porumbacu și cu Jeveleanu au fost oaspeții noștri. Și tot sunt de vorba așa, ea și-a adus aminte. Ceva m-a întrebat, a văzut că eu scriu materiale pentru ea și odată spune, dumneavoastră ai participat la un concurs, la revista elevilor? Și eu spun, da, ai primit o mențiune și a adus aminte de mine. Și spune, te rog să scrii o poezie. Am scris o poezie, am zis, bine că a scăpat. Și după o vreme, poezia a apărut în Viața Românească, a apărut în Scânteia, s-a făcut ca prea mare tămbălău pentru această poezie, care vorbea despre Brigada Grădiniții. O brigadă tânără care o să crească. Am devenit dintr-o dată eroină. Spre toamnă m-am trezit cu tovarășii de la partid, care e tovarăș agreditar, o să plecați la o școală. O școală, zic, băi, ce Dumnezeu, abia mi-a făcut acum un rost în viață și eu, în libertate, da, și acum o să o iau iar din două. Da. Școală, iar internat. Și m-au recomandat la școala de literatură. Când vine vorba despre școala de literatură Mihai Eminescu, îndeopște se adaugă epitetul controversată. Ce înseamnă această etichetă? De ce controversată? Sistemul de propagandă al epocii staliniste a utilizat un mijloc de școlarizare în spiritul propriilor idei și interese, un mod de formare a unei generații de jurnaliști și scriitori. Să nu uităm că era o epocă în care mari valori ale literaturii române erau la index, iar unii scriitori chiar în închisori. Selecționați pe criterii de bună origine socială, dar și pentru înclinații literare timpurii, ori respectând criteriul diversității etnice, cei admiși la cursurile școlii au avut parte, totuși, de o aventură colectivă, memorabilă, în complicații ani ai stalinismului. Unii au reușit, ajungând nume în cultură, unii au devenit redactori de cărți și reviste, alții s-au pierdut pe drum. Până la urmă a decis talentul și puterea de muncă a fiecăruia. Totuși, ceva despre colegii dumneavoastră, câteva nume, câteva prietenii, știu că e greu. E foarte greu, pentru că noi în școală am fost vreo 10. Vreo 10, 12 fete și restul bărbați. Școala a fost totuși un model pentru mine. În primul rând am sărit de la o atmosferă, de la internat, de la un sat care era un internat mai mare sau o cazare mai mare, la
un institut unde erau condiții foarte civilizate, o casă frumoasă de, la, de pe Chiselev și unde erau niște oameni foarte interesați. Oameni de toate nivelurile de cultură. Au plecat grupul de la Cluj, au plecat la Cluj. Adică cine? Grupul de la Cluj era Aurel Rău, care trăiește și astăzi, da, cu care sunt în legătură foarte prietenească și bună. Traian Filip, adică a fost Traian Filip, că nu mai este printre noi. Și Victor Felea. Au fost mulți. După aceea și promoția a doua a venit Ion Brad, a venit mai foarte mulți. A fost un grup foarte unit și foarte, cum se cheamă, un oameni care au ajutat foarte mult pe ceilalți colegi. Și ce pot să spun? Cei care au rămas, au ocupat, care au trecut, erau unii deja care lucraseră la redacții, unii care au fost gendarmi, unii care au lucrat la ziare, bineînțeles că au ieșit cu minte de școală, iar o parte care veniseră cu o experiență mai săracă, totuși au ocupat locuri foarte importante. Erau, de pildă, doi elevi, Ilie Pocaru și Mira Iosif. Bucuria mea a fost ca și cu Ilie Pocaru să țin legătura, chiar în Israel, să vă publice și el în România, și dânsul coresponda cu fostul Victor Rusu, ziaristul Orb, cu care era foarte bun prieten. Iar Mira Iosif a ajuns un om de teatru care e la Bruxelles și este un om de cultură cum rar întâlnești. La deschiderea cursurilor, Patriarhul literaturii române, marele prozator Mihail Sadoveanu, spusese chiar că scriitor te naști, nu te poate face nimeni scriitor, și a întrebat, Labiș e aici? Bucovineanului genial Nicolae Labiș, venit din lumea atât de densă a nordului, cu păduri, care îi inspirase moartea căprioarei, îi se dusese faima. El probase la nici 20 de ani teoria lui Sadoveanu, fiind un scriitor născut, un talent genuin, rebel, greu de încorsetat în chingile clipei aflate sub vremi. Lista celor ce aveau să devină scriitori, să publice cărți, adeseori memorabile, este destul de importantă, începând cu poetul Aurel Rău sau cu Traian Filip, cu eseista Georgeta Horodincă, criticul și istoricul literar Marian Popa, cu Sami Damian și Mira Iosif, Victor Felea, prozatorul Ștefan Bănulescu, traducătorul Aurel Covaci, reporterul Ilie Pârcaru, Ștefan Iureș, Șolo Juster, Haralam Biezincă, Nicuță Tănase, ca să vorbim doar de prima promoție, cea din care a făcut parte protagonista portretului nostru de astăzi. Totuși, Școala de Literatură Mihai Eminescu a rămas în conștiința publicului larg prin imaginea lui Nicolae Labiș. Generația de după, adică următorul an. Labiș a făcut, cum se cheamă, foarte multă zarvă prin prezența lui copilărească și păiului ciufulit și dat pe despre ceară așa, el a venit în promoția a doua. Am avut de-a face și cu el, nu știu cum s-a întâmplat, că până la urmă am avut legătură cu acești colegi și din promoția a treia și din a doua, că ei mi s-au dat rol și de organizația de UTC, care era atunci UTB, da, așa. Și chiar la un moment dat el stătea, știu, după ce a terminat Școala de Literatură, împreună cu prietenul lui Andrei Soiu și Covaci. Și începuseră puțin să o țină ca un chefuri. Și acum au trimis pe mine să stau de vorbă cu ei, să-i lămuresc. Din a doua promoție, să ne gândim la Nicolae Labiș, Gheorghe Tomozei, Lucian Raicu, Florin Mugur, Ion Gheorghe, Ion Lăncrânjan, viitorul regizor de marcă, Lucian Pintilie,
Aurora Cornu sau cei ce aveau să devină redutabil redactor de carte, Ion Axan, Horia Ramă, Ghede Vasile, sau să conducă reviste, Alexandru Andrițoiu, Nicolae Stoian, sau poetele vremii, Doina Sălăjan, Doina Ciurea, ori autoarele de cărți pentru copii, Sonia Larian, Elena Dragoș, Mihaela Monoranu, Emilia Căldăraru, Violeta Zanfirescu, apoi Carol Isaac și Izu Schechter, care ulterior aveau să ajungă în Israel, la fel ca profesorul lor, Andrei Strihan. În acest mediu s-a format Maria Găitan, un mediu tineresc, cu o stare de spirit avântată, în ritm uneori cu naivitățile vremii, o lume de iubitori de poezie și lectură, aproape toți trecuți astăzi în lumea umbrelor și despre care fosta absolventă a școlii depune azi târzie mărturie. Eu ce să spun? Gheorghe Domozei, cu Tobozec, după ce am terminat școala, am lucrat o perioadă și eu la Tânărul Scriitor. Da. În vremea aceea și cei de la promoția a doua erau repartizați, era acolo repartizat Nicolae Stoian. Viitorul redactor șef. Da. Atunci de la școală era redactor șef Vasile Iosif. Director era, a fost o Ionic Ionteanu și de Moseie Botez. Devenit redactor șef de Piața Românească. Și prietenul bun al lui Nicolae Stoian era Tomozei. Tomozei era o figură foarte interesantă. Primul ei era un bărbat foarte frumos. Un bărbat care era ca o flacără. Toată vremea avea ceva de discutat, de pus probleme, de duse mai, erau și Stoian, asta, era și el un băiat la fel de fleterat. După școala de literatură au încercat să mă repartizeze la o revistă pentru copii, la Scântea Pionierului. Am început să scriu mai serios și să public în revista Arici Pogonici, unde a fost și prima cărticică, și până la urmă am scos încă o carte care a fost foarte bine apreciată și care s-a epuizat într-un tiraj enorm, 46.000 de cărți. În 1977 ați venit cu soțul aici. Soțul, da. Bun, dar a fost o trecere de la să trăiești numai în limba română, să vii aici să te adaptezi la o altă limbă, totuși noastră v-ați păstrat scrisul în limba română. V-au întâmpinat cum cei din comunitatea autorilor izraelieni de limbă română? Norocul că în Israel erau foarte mulți români. Da. Norocul că în Israel erau ziarele și publicațiile, destule publicații în limba română. Soțul meu era un om care, fără citit, nu putea. Am început cu ziarele și am descoperit oameni pe care îi cunoșteam. De pildă? De pildă, l-am cunoscut pe Bruckstein, deși nu era de bărică, care făcuse școala de literatură în promoția a doua, pe care îl cunoșteam bine. Andrei Stihar. Andrei Strihan, care mi-a fost profesor la școala de literatură. Da, trecut mult, l-am găsit pe Schechter, care a fost tot în promoția a doua. Îl cunoșteam bine și am îndrăznit să trimit și eu poezie. Am început să apară poeziile mele, una câte una. M-a povedit că sunt izraelieni, de acum scriitori izraelieni care știau ebraica și scriau și în ebraică, care chiar au și tradus primele poezii și m-au povenit cu ele acasă, fără să-i cunosc pe oameni, cum a fost profesorul Laiș. Care v-a tradus poeziei de care mi-a tradus cartea la fel, fără să mă întrebe și fără să știu. Am primit cartea acasă. Ce atmosferă de generozitate și într-ajutorare între oamenii ăștia care îi vor literatura,
care trăiau în Israel și care vorbeau limba română foarte frumos. Ați am descoperit pe familia Iustep, pe care cunoșteam din București și pe ea, și pe el. Și m-a povestit cu o scrisoare care mă invită să fac parte din cenacul literar. Există un cenacul literar. Am ființat un cenacul literar. Una din persoanele care au și scris foarte frumos despre dumneavoastră aici și care știu că v-au sprijinit a fost scritorul Alexandru Mirodan, care în România a avut o carieră strălucită și era deja, făcuse deja alia. Nu? De România eu l-am cunoscut, dânsul lucra la Scânteia Tineretului. Așa. Și eu eram la Scânteia Pionerului, în același local. Aveam manifestări de, știu tinerești împreună, ne cunoșteam acolo, eram o familie. Da. Și când am venit aici, am văzut pe Mirodan, am scris o scrisoare și la care dânsul mi-a răspuns și m-a invitat să fac cerere pentru a fi primită în Asociația Scriitorilor. Sfera literară din Cenaclu Literar și din Asociația Scriitorilor Israelieni de Limba Română de aici v-a motivat să scrieți mai mult? M-a motivat și am scris prima carte, Identitate. Așa. Această carte pentru mine este o carte simbol. Este o carte care s-a apreciat și de lectura fostului președinte al statului Israel, Shimon Peres. Ceea ce pentru mine a fost asta chiar o cinste de extraordinară, da. Mi-a scris personal, scrisul de mână, m-a felicitat, a citat din poezia mea, care a plăcut foarte mult, a apreciat poezia mea. Și pentru mine asta a fost foarte bun. Vă rog eu frumos să le citiți acum. Identitate. Cine sunt și de ce am venit? Ce rost are să știe o lume? Am ca fiecare un dume. Am inima plină de răni, cicatrici, strânse de colo, de aici. Dar gata de zbor, am aripi și vise. Cu ele îndrăznesc să mă avânt spre porțile vieții încă deschise. Acesta mi-e actul de identitate. Cu el mă arătur de voi, dacă se poate. Cum l-ați cunoscut pe Zoltan Berber? Zoltan Berber a fost colegul meu de cenaclu, ani de zile. Cenaclu la care a fost și Elena Tacciu, și Eugen Capus, și Bruckstein a făcut parte din acest cenaclu. Au fost foarte mulți, la un moment, Gina Alcalai, soții Paltin, care erau editori. Se țineau ședințele astea de cenaclu? Ședințele se țineau în casa acestei familii. Da. Și acolo vedeam cu exactitate, la ora respectivă trebuia să fim la cenacul, că era și la punctualitate, la noi se cerea foarte mult punctualitate. Punctualitate, Capus era, cum se cheamă, conducătorul nostru spiritual. Așa. Și el aprecia lucrul ăsta, punctualitatea, seriozitatea discuțiilor. La noi nu se mergea cu, știu eu, a scos în evidență, mai totul e bun, totul e bun. Nu. Mergea obiectiv. De la cenaclu a început foarte mult, după aceea să apară cărțile. Aha. A început Gina să scoată cărți. A început eu, a început Geta Bergov. Care-i prietena dumneavoastră, profesoare, ne-a onorat și pe noi cu prezența de mai multe ori la Institutul Cultural Român. I-am lansat câteva cărți care aici. Noi suntem trio care a bărbat prietene de la cenaclu. Așa, să nu spuneți că Luisa Carol este acest trio. Mi-aduc aminte de semnătura Luisei Carol în revistele pentru copii din România și cărțile ei care erau de
de succes. În sfârșit, vă spun că între noi am rămas și prietenia cu Ternea, cu care este și la fel și dânsul bolnav, dar noi ținem legătura telefonică, ținem legătura telefonică cu Fișov, în general țin și cu oamenii care nu mai sunt activi la ora actuală. Dar noi am rămas totuși prieteni. Ce se întâmplă? Din păcate, și Cenaclul și asociația noastră începe să își rărească. Cenaclul nu mai există, nu? Cenaclul nu mai există, da. Nu mai există nici autorii sau fondatorii, da. Din păcate. Și din păcate îi uităm, îi cam uităm și pe ei. Care trec, da. Asta este, da, foarte asta trist, păcat, da. Și în general foarte trist că au fost scriitori și de la asociație, și din Cenaclu, care au fost de valoare și în România, și aici, și care încep să fie uitați. Și nu mă gândesc la cei care scriu acum, mă gândesc și la cei care au scris, pentru că ei au fost o bază. Noi n-am venit aici de sus în jos, ci mergem de jos în sus. Și baza, deci n-ar trebui să fie uitată. Sunt oameni de foarte mare valoare, uitați. Avem rafturi întregi din biblioteca noastră, de aici la Institutul Cultural Român din Tel Aviv, cu cărți ale autorilor izraelieni de limba română. E o bogăție pentru cultura română și implicit pentru cultura română care există încă aici în Israel și pe care dumneavoastră ați apărat-o zeci și zeci de ani, dumneavoastră și prietenii și cunoștințele și toți cei care au făcut parte din aceste cenacluri succesive, din aceste publicații succesive, lucrurile se schimbă, evoluează, vin generații noi. Lecția pe care am învățat-o astăzi de la dumneavoastră este aceea de a nu uita valorile și de a nu uita, cum să zic, nu numai vârfurile, de a avea întreg spectacolul ăsta al acestei literaturi în limba română de aici, sub ochi și sub privire, pentru că este important. Așa să încheiem, stimată doamnă, tot cu câteva poezii pe care să le dăruiți publicului nostru, vi le alegeți dumneavoastră în limba română. Dacă se poate, dacă se poate să stăpânim starea de lucruri care ni se întâmplă acum, disperare și furie, lacrimi și mai cu seamă ura care își face adânc arătura chiar printre noi, dacă se poate să stăpânim starea de lucruri, cu înțelepciunea strânsă la atâta bilenii pe firul credinții în cel de sus, să lăsăm inima să spună ceea ce are de spus și de dar adâncui durerea să-și plângă, încrederea însă să-l duc de se frângă, ca să o putem porni iarăși de la început. Poate că nu este scrisă o astfel de soartă, poate că ne aflăm la o nouă poartă, poate că în ceasul acesta greu este pus la încercare ceea ce înseamnă să fie evreu. Poate. Eu nu sunt tu. Tu nu ești eu. Unul cu îndrăzneală de vulturi, altul cu blândețe de porumbel. Lămada a fost trecută prin același tipar. Sugem din sepa unui singur pământ, din deșertul încins la cercul polar. Inimile mi se asemenea la puls și contur. Peste tot să cerul este tulbure, sur, și suntem inundați de apele ulii. Eu nu sunt ca tine. Tu nu ești ca el, dar te aflăm împreună pe orbita aceluiași carusel, căutând salvare pe tărâmurile toleranței.